La pornirea motorului, luminile de zi se aprind automat, fără a mai fi necesară apăsarea schimbătorului. Acestea se sting automat atunci când motorul este oprit. Pentru a aprinde luminile laterale, rotește inelul până la acest simbol. Pentru luminile de întâlnire, rotește-le până la acesta. În funcție de vehicul, luminile de întâlnire se pot aprinde sau stinge automat în funcție de nivelul luminii din exterior. Rotește acest inel pe poziția auto pentru a activa modul far automat. Pentru activarea luminilor de drum, motorul trebuie să fie pornit, iar luminile de întâlnire trebuie să fie aprinse. Apasă schimbătorul în acest fel. Pentru a reveni la lumina de întâlnire, trage maneta către tine. Pentru a activa proiectoarele de ceață frontale, trebuie să fie aprinse luminile de întâlnire. Rotește acest inel în sus și eliberează-le, rotește-le în jos. Apoi eliberează-le pentru a aprinde proiectorul de ceață din spate. Repetă această acțiune pentru a le stinge. Reține că lumina verde de pe tabloul de bord înseamnă că proiectoarele de ceață din față sunt aprinse, iar lumina portocalie este pentru proiectorul de ceață din spate. În eventualitatea unei sarcini neobișnuit de mari a vehiculului, cum ar fi pasagerii, bagajele sau o remorcă, puteți modifica înălțimea luminilor. Cu luminile de întâlnire aprinse, deplasează acest buton în sus sau în jos pentru a ajunge la poziția dorită. În modul o singură atingere, poți utiliza semnalizatorul de direcție fără a cupla complet comanda. O singură împingere determină clipirea de 3 ori a semnalizatorului de direcție și apoi comanda se resetează automat. Acest lucru poate fi util atunci când volanul nu se rotește suficient pentru ca maneta de comandă să revină automat pe poziția de pornire, de exemplu pe autostradă. Acest buton aprinde luminile de avarie.